Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Am aici un Vita mai colet de la Elefant. Da? Și vreau să vă arăt ce mi-am comandat de la ei de data aceasta. Nu știu cum să țin această cutie. Pun aici în lumină mai bine. Și haideți să vă arăt. Aici am o parfurie. Scrie acolo pentru desert. După ce am filmat clipul cu parfumurile. Așa arată. Este foarte faină. Eu am luat niște farfurii de genul ăsta pentru celălalt canal când gătesc, să fie foarte, foarte frumoase. Bine, eu am o grămadă și frumoase și de la Jumbo și mai multe, dar iau și din acestea. Mai departe, în jur de 10 lei au fost bucata, cea mai scumpă, parcă 11 lei, 10 lei, 9, 8. De aici au fost. Un castronel așa de luat. Ele sunt din ceramică, 20 de centimetri, farfurie adâncă, ceramică, 20 cm, Electra, așa e denumirea ei. Foarte faine, îmi place. Și mai departe. Da, la aceasta mi-a plăcut culoarea. Aceasta e așa mai... La cealaltă a fost mai castron, a fost castron și aceasta e farfurie așa mai întinsă. Aici scrie farfurie adâncă, ceramică, 20 de centimetri, orange. Foarte frumoasă culoarea. Mai departe. Asta. Să dau acesta. Și mai am încă una întins, așa verde. Farfurie paste, ceramică, 20 de centimetri, aceasta e de paste, cică. Da, îmi place mult, mai ales culoarea. Mai departe, mai niște cărți. Da, sunt acum apasionată de acest subiect, și anume Holocaustul. Și mi-am luat două cărți pe această temă. Un băiat pe lista lui Schindler. Povestea imposibilului care a devenit posibil pe lista lui Schindler. Este și carte lista lui Schindler, dar o voi cumpăra și pe aceea. Leon avea numai 10 ani când naziștii au invadat Polonia, iar familia lui a fost forțată să se mute într-un ghetou din Cracovia. Da, este povestea unui băiețel. Da, wow, am și semn de carte, ce mă bucur. Da, super. Sunt fan semne de carte. Așa că da, prinde bine. Da, carte micuță. 200 și ceva de pagini. De aștept să o citesc. Chiar acum citesc una pe subiectul acesta și îmi place mult. Adică îmi place mult, nu-mi place subiectul cum propriu zis că e foarte trist, dar îmi place să aflu. Da, mă uitam să văd dacă... E așa. Pe acea subiect o am și pe aceasta. Băiatul cu pijamale în dungi, unic și captivant, merită să se bucure de succes. Da. Pentru Bruno, un băiețel în vârstă de 9 ani, Holocaustul și problema evreiască nu însemna nimic și nici nu are habar ce atrocități se petrec dincolo de sârma ghimbată a lagărului pe care îl conduce tatăl său. Da. Interesantă. De aștept să o citesc și da, mai am pe lista mea alte cărți pe subiectul acesta, dar pe viitor să le cumpăr și pe acelea. Aici am luat două din acestea de pentru ușă, preșuri din acestea la ușă, pară. Am două la fel, unul pentru mami, unul pentru noi. Da, a fost foarte ieftin acum, 6,99 lei, 5,99 lei pe aici. Și da, din astea așa. Welcome! Eu tot îmi luam de la Jumbo genul acesta. Da. Mi-am luat spirulina. Era un 2 la preț 1. 16 lei sau 17 lei a fost. Da, știți că eu le consum.
Mi-a luat și complet din acesta gastric. Eu am mai folosit din acesta și mă plac. Pentru aciditate. 10 sunt aici. Mi-am cumpărat, nu știam că găsesc și la și pe Elefant acest belșug de legume cu verdeață. Fără adaos de sare. Da. Acesta, tot pentru mine. Mai departe aici am niște batoane din astea, cred că mi le-au pus ei, că nu mi-am uitat să le fi comandat. Așa, sunt binevenite. Aici mai am lapte praf instant din soia, integral. Integrală. Laptele praf instant din soia, integrală, nemodificat, genetic, este un excelent înlocuitor al laptelui de origine animală, ideal pentru persoane cu alergie la lactoză, este o hrană sănătoasă pentru toate vârstele. Mod de utilizare, se amestecă 5 grame, adică 2 linguri, în 200 ml de apă fierbinte. Pentru un plus de gust, puteți adăuga cacao sau făină din fructe de roșcove, zahăr brun sau miere. Da. Nu știu dacă ați văzut, stați un pic, că mi se pare că nu a focusat. Da? Mai departe, aici am din acestea pitea supă litere colorate. Ingrediente griji de grâu dur, pudră de roșii, pudră de sfeclă roșie, pudră de spanac, fără ou, conține urme de soia. Mai am ceva și gata. Iau din acestea pentru cafea. Să faci forme din acelea astea, să vi le arăt acum, le desfac și vi le arăt. Am așa cu I love you. Așa. Inimioare. Steluțe. Brăduț. Cred că vrea să fie o mână. Da, așa sau un picior. Note muzicale. Și un smiley. Da, mi s-a părut interesant și ăsta a fost până 10 lei, cred că 6 sau 7 lei au fost și ele. Da, și acesta a fost colețelul de la Elefant. Da, la mai multe chestii așa, mai multe categorii. Jessica îl bate pe bobiță. Așa, un update despre animăluțele mele. Și acum se bagă în dulap. Hai. Abia aștept să citesc cărțile. Să... Bine, dragilor, mă bucur că ați ajuns până aici cu mine. Până data viitoare, vă pup și vă mulțumesc cu drag. Pa, pa!